Am să compar două aparate, un Canon EOS R cu un Canon EOS RP, pentru ca tu să-l alegi pe cel care ți se potrivește. Cu cât ai mai multe informații utile, cu atât vei face mai ușor alegerea asta. Eu sunt Cristi, Hai să începem comparația. Numărul 1, ambele camere au senzor full frame, un mare avantaj, iar ele se diferențiază doar prin câțiva megapixeli. Mai exact, EOS R are 30 de megapixeli, iar EOS RP are 26 de megapixeli. 2. Ca și dimensiuni fizice, EOS RP este puțin mai mic decât EOS R, iar acesta este un aspect destul de important pentru grip. Dacă ai mâna mai mare, s-ar putea să îți simți degetele puțin mai înghesuite pe EOS RP. Însă nu este o problemă, l-am testat îndeajuns de mult încât să realizez că m-am acomodat cu dimensiunea lui, eu venind de pe un EOS R pe care îl folosesc deja de un an și jumătate. La numărul 3 vreau să vorbesc despre ceea ce diferă pe exteriorul aparatelor și anume faptul că EOS R are acest mic LCD pe partea de sus care îți arată în orice moment setările aparatului. Are și iluminare care este binevenită în condiții de întuneric, dar, pe cealaltă parte, chiar dacă EOS RP duce lipsă de acest mic LCD, pot verifica totuși setările actuale ale aparatului dacă apăs pe butonul INFO, unde pot vedea foarte bine tot ceea ce mă interesează. Ce are EOS RP însă este acest cadran care înlocuiește practic atât micul LCD de pe EOS R, cât și butonul pentru modurile de fotografiere și de filmare. Unii preferă cadranul rotativ pentru că li se pare mai ușor de folosit. Din punctul meu de vedere însă, ambele variante sunt super ok. Ce mai are EOSR și nu are RP este acest buton, dacă îi putem spune așa, cu funcție tactilă, căruia îi poți atribui diverse funcții. Adevărul este că oamenii au venit cu mult feedback legat de acest buton tactil și se pare că pe noile modele de camere Canon a renunțat la el. Acumulatorul este mai mare la Canon EOSR, unde acesta beneficiază și de compartiment separat, spre diferență de EOS RP, care are un acumulator puțin mai mic și folosește un compartiment comun cu cel al cardului. Canon promite undeva la 370 de cadre pe EOS R și 250 de cadre pe EOS RP. lcd tactil din spate este rabatabil pe orizontală la ambele camere, însă pe EOS R este mai mare cu 0,5 cm în diagonală față de EOS RP. Nimic grav dacă vei încerca pentru prima dată EOS RP, nu te va deranja absolut deloc acest aspect, pentru că totul ține de obișnuință. E ca și cum treci de la un telefon cu un ecran mai mare la unul cu un ecran puțin mai mic. O să observi diferența, e normal, dar te și Shutter speed-ul sau în traducere timpul de expunere este de 1 pe 8000 pe R și de 1 pe 4000 pe P. Practic este redus la jumătate. Însă, această diferență o veți simți, zic eu, doar atunci când folosiți, de exemplu, o diafragmă de 1.2 sau 1.8 în plin soare și va intra mult mai multă lumină pe senzor. Vreau să vă arăt un mic detaliu care contează, mai ales dacă schimbați obiectivele des sau pozați în zone cu nisip fin, cum ar fi la mare. EOSR are această cortină care stă în fața senzorului și îl protejează atunci când camera este oprită. RP nu are această cortină, așa încât trebuie să aveți puțin mai multă grijă când schimbați obiectivele. EOS RP are o funcție foarte utilă pentru fotografia macro pe care EOSR nu o are, iar aceasta este Focus Bracketing, iar pasionații de macro sigur știu despre această denumire. Practic, aparatul face poze în serie mutând focusul pe obiect din ce în ce mai în spate, astfel încât apoi când combinăm toate fotografiile, obiectul respectiv va fi în focus total. La fotografierea în rafală, EOS RP este capabil de un maxim de 5 cadre pe secundă, iar EOS R poate declanșa de 8 ori pe secundă. Iată deci, 3 cadre în plus pe secundă foarte utile ca să nu ratezi momentul. La capitolul ISO, ambele camere performează foarte bine, iar pe ecran vedeți o comparație între EOS R și EOS RP la ISO 3200, 25600 și 51200. Această poză, de exemplu, a fost făcută cu EOS RP la ISO 12800 f4 și, după părerea mea, stă destul de bine la capitolul zgomot de imagine. Am încercat să fac o comparație pe partea de autofocus în modul video, schimbând punctul de focus odată la câteva secunde și, sincer să fiu, doar dacă stau să mă chinui puțin, parcă EOS RP focusează puțin mai lent decât EOS R. Ambele camere beneficiază de dual pixel autofocus, ceea ce este un beneficiu, mai ales pentru RP, care are un preț mult mai mic decât EOS R. Dynamic Range-ul este și el diferit între cele două camere. EOS R beneficiază de 13,5 stopuri de lumină, în timp ce EOS RP de 11,9. Pe partea video, EOS R învinge aici, detașat, având drept atu profilul silog care se poate înregistra scene cu contrast foarte scăzut, captând în același timp mult mai multă informație în umbre și lumini, așa încât în post-procesare vom vedea mai multe detalii în scenă. Stabilizarea la EOS R și RP este doar digitală în body însă cu posibilitatea folosirii unor obiective care au stabilizare optică integrată, cum ar fi de exemplu cele două obiective pe care le-am avut în teste. 35 de mm RF și 24-105 mm RF, ambele cu stabilizare optică integrată, care combinată cu cea digitală poate da rezultate ca cel din partea dreaptă a ecranului. Am vrut neaparat să văd dacă există o diferență de sunet atunci când alegi să înregistrez direct cu microfonul incorporat din aceste două camere, așa că iată testele. Asta este sunetul care provine direct din Canon EOS RP. Sunt destul de aproape de un drum, trec și câteva mașini, așa că sunt curios de părerea voastră. Lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi cum vi se pare sunetul care vine direct din microfonul acestei camere. Iar acesta este testul cu microfonul intern din Canon EOS R. Spuneți-mi voi, în același comentariu dați acolo un edit și completați care vi s-a părut mai bun. Cine credeți că a câștigat la capitolul microfoane interne? Ca și rezoluții de filmare, EOS RP își atinge limitele la 4K, 24 de cadre pe secundă și 1080p la 60 de cadre pe secundă cu compresie IPB, în timp ce EOS R știe 4K la 30 de cadre pe secundă, 1080p la 60 de cadre pe secundă, filmează cu compresie All Intra, iar cu ajutorul unui monitor extern care poate înregistra, Camera transmite semnal în 10 biți, deci veți avea o calitate înaltă a înregistrării. Ce trebuie să știți însă este că ambele camere introduc un crop în modul 4K. După părerea mea, Canon EOS RP este camera pentru cei care fac primul pas spre o cameră full frame de calitate, unde, cu ajutorul adaptorului care vine în pachet, pot experimenta atât cu obiective crop, dar mai ales cu cele full frame EF sau RF din gama nouă. Adaptorul vine, bineînțeles, în pachet și pentru Canon EOS R. Chiar dacă unii sunt încă în dubii, RP-ul este o cameră de calitate cu funcții de top și performanțe bune. Însă, dacă vrei calitate și mai bună pe video, un focus puțin mai rapid și un bitrate mai mare care te ajută să colorizezi mai bine și să ai o claritate mult mai bună pe imaginea finală, atunci va trebui să alegi EOS R. Să nu mai spun că ambele camere au un preț foarte bun, așa că veți găsi linkuri în descriere. Eu sunt Cristi, nu uita să te abonezi la canalul F64 ca să fii primul care vede aceste clipuri. Mersi mult că ai rămas până la final și ne vedem data viitoare!